Bine, e așa. Sper că e bine, nu? Proaspăt tuns, bărbierit, aranjat, cum era și aseară Mirel Rădoi la ora meciului cu Islanda. Aranjat, pregătit de o nouă victorie. Da? Nedederă Rădoi la 1. Islandezii, ce să facem? O cafeluță să ne dezmorțim. Bună dimineața! Uitați de înfrângere, uitați de tristețea înfrângerii, dragi microbii și nu numai. Bem o cafeluță și ne pornim rotițele. Punem rotițele în funcțiune. Păi ce să facem? Am sperat și noi să trecem de meciul ăsta jucat într-o singură manșă de către tricolori. Chiar și Dorinel Munteanu, știți, bă, Dorinel Munteanu a zis că sigur îi batem. Acum el ce siguranță a avut că o candidat de consilier la Galați și ori lipsi vreo 150 de voturi. Deci nu ne putem baza pe el. Sigurd son. Când odată asta două goluri în prima repriză, islandezul, am fost sigur că mâncăm bătaia. Asta i-a plouat, varul n-a fost de partea noastră, am dat cu var, am dat cu tencuială și cu glet, n-a mers. Pe cineva trebuie să dăm tot timpul vina. Nu-i din cauza noastră, așa s-a întâmplat. Așa s-a și Marica, Ciprian Marica a zis, nu merita să câștigăm, n-am jucat nimic. Băi, eu când îl văd pe ăsta mare analist, sau oralist, pe Marica la Pro TV, spilcuit, aranjat. Tot timpul mă aștept, mă uit așa cum mă bufnește râsul, zic, dacă își scapă și ăsta prosopul. Dar un plus mare pentru naționala noastră de fotbal, proaspătul naturalizat Camora, portughianșul Camora, a cântat imnul, a știut imnul României de la cap la coadă. Nu acum, ca să începem reconstrucția naționalei de fotbal, dau și eu sfaturi, că la fotbal, la agricultură și politică, toți ne pricepem. Cred că așa ar trebui să se înceapă, cu imnul României. După aia să învețe să joace fotbal, să dea pase și, de ce nu, să mai înscrie, să învețe să dea și câte un gol. Ce să facem? Rădoi și-a recunoscut vina, asta e. N-am jucat nimic. Pe cine să punem antrenor la Național acum? Iemerichienei, stă bine, mersi, Oradea, și nu mai vine. Mircea Lucescu face performanță în Ucraina, Miriuț a zis, tati, eu nu vin din Budapesta, stau aici frumos, e ok, nu vin. Poate ar trebui să-l punem la Națională antrenor pe Nicușor Dan, care Nicușor Dan a venit cu câteva formule matematice care să deschidă parantezele jucătorilor din echipa adversă și așa să reușim să dăm și noi gol pe o traiectorie eliptică care să intre la vincul de 90. Trist e asta, treaba asta, că la anul se jucau patru meciuri dintr-o grupă a Europeanului de fotbal, se jucau în România. Ne-am străduit, ne-am silit să facem și noi stadioane în București și ai noștri jucători să uită la televizor. Ci că o să fie gazde bune, gazde primitoare. O să-și întâmpine colegii din alte echipe de fotbal cu pâine sare și o să vândă semințe până tribune. Nu știu ce să zic. Dar totuși Islanda mai are un hop de trecut ca să vină la București. Mai are un meci în noiembrie cu Ungaria. No, ce facem? Iară trebuie să ținem cu Ungaria. Bosso, mai cu 5 o zi, tot cum ar zice soacra mea. Să știți că și soacra mea a suferit aseară. A suferit, a vrut să bate România, să vadă după aia un meci interesantul între România și Ungaria. Ioi, ioi, că dacă picam la baraj cu Ungaria, 3 zile nu mâncam nimic, numai leveș sau nu știu ce. Greu meci. Cu cine să ținem atunci? Cu Ungaria? Să bată Islanda să ne revanșăm? Sau să bată Islanda și să nu vină ungurii la București? Oricum, ungurii n-au ei treabă cu București. Eu pace pe la Cluj-Napoca, Tirghi Mirghi, pe la Verde de Harghita, pe acolo, nu... Da. Bă, nu știu ce-i cu noi, nu știu ce-i cu noi. Naționala de fotbal a mâncat bătaie de la islandez, Simona Halep a mâncat bătaie la Roland Garros. Dezastru în sport. Bianca Drăgușanu a mâncat bătaie de la Bodi. Toată lumea mănâncă. Apropo, ce ați mâncat la micul dejun? Ziceți până iau o gură de cafea. Bun și ăla. Cu ketchup? Nu cred că. A, avocado, da? Mâncați. Eu că îmi scrie un domn din Exeter, Marea Britanie. Zice, mă uit la clipurile tale și mâncarea este mai delicioasă. Ouăle sunt mai gustoase, cam așa a zis cineva. Acum se poate, da, în astea 10 minute vă luați micul dejun. Nici nu ne grăbim să-l hăpăim în 3 minute, că în 10 minute se poate lua micul dejun și după aia bei și un fresh, da.
Ce ați înghițit la micul dejun? Că n-am înțeles. O să citesc eu la comentarii. Ce ați înghițit? ALDE a fost înghițit de Pro-România. Partidele astea, până la genunchiul boaștei, cum a zice Radu Banciu, s-au unit între ele, mai precis, Partidul Ponta Pro-România l-a înghițit pe ALDE-le Lutăriceanu. Ăsta, mă, Moș Bășină ăsta, nu știu ce mai caută în politică. Să stea liniștit cu a opta nevastă, să-și vadă de treabă, să-și mângâie pe cam nepoței, să-și numere pensia, să nu mai vrea politică, dacă probabil mai are ceva dosare. Și acum au zis ei, Tăriceanu cu Ponta, zice, noi suntem un fel de USL 2, USL, nu USR, USL 2, și zice, noi vom fi busola în politica românească. Adică busola, adică acul de la busola ce face? Indică nordul, nu? Să știi să te orientezi, dacă n-ai mușchi la copaci, să te orientezi după nord. Ei, busola asta, ALDE Pro-România, asta va arăta tot timpul estul. Grea politica asta, dom'le, de-aia zici și Mitica Dragomir, dom'le, a fost ales consilier de municipiul București, dom'le, eu rămân acolo. Că după ce o mânca doamna Firea bătaie, Marcel Ciolacu i-a zis, dragă, foarte dragă, nu fi tristă, ba fi tristă, ai pus tu pe listele tale, pe Mitica Dragomir, pe Neapuiu Iordănescu, pe Petre Roman, dar hai să-i scoatem de pe liste să devenim mai credibili. Nu-i validăm, îi validăm pe următorii. Petre Roman a zis, gata, mă duc la Silvia, asta e... Angel Iordănescu are bani, are stadion, nicio problemă, dar Mitica Dragomir se ține cu aia de scaun, domne. Ce pe mine m-a ales poporul. Erai tu să fi te ales poporul. Așa e politica, să învațe de la ea mari, că nu degeaba doamna Elena Udrea a zis în emisiunea Denise Irifai. Denise Irifai? Ai ce moca are. A zis că pentru mine cel mai important om pe lume, după părinții mei, este Traian Băsescu, nesimțita, nu fetița ei de 2 ani, nu soțul ei de un an jumate, nu, Băsescu. Știu eu ce știu. Deci după părinți, cel mai important om pe lumea asta este Băsescu pentru Udrea, nu fetița ei. Practic pentru Maria Vanghelia Ghelia, fetița e cel mai important, Agda Busolă Solă. Și care o fetiță superbă cu Ana Niculescu Mizil, o fetiță superbă blondă cu ochii albaștri. El brunet și fetița blondă cu ochii albaștri. N-a dat vina pe Ana Mizil, practic n-a dat, a zis, se zice, momentul conceperii, mă uita cu ochii la un tablou de Vermeer. Blondă în lanul cu spice. Știți că Maria Vanghelie e mare fan. Pictură, are colecție de tablouri, are pinacotecă. Da, o fetiță, greu să fie și tată de fată. Mă gândesc așa, uitați-vă, în 1947-48, Nina Iliescu era tânără. A fost scurtată într-o pauză de către Nelu Iliescu. Tinerel și el, proaspăt, venit din Oltenița. Și că n-a fost de acord mama doamnei Nina, viitoare Iliescu, n-a fost de acord cu Nelu Iliescu. Dar cine a fost de acord și la alegerile din 90-92 și tot a ieșit? Ci că Nina Iliescu era zveltă, era înaltă, când era în liceu, juca volei. Nelu Iliescu, după 90, s-a jucat la democrație cu românii. Vedeți ce compatibilitate? Ci că luna de miere, tânărul cuplu Iliescu, Nina cu Ion, au avut-o. Tânărul cuplu a avut luna de miere la Sovata. La Sovata, dumă mama la Sovata, dar la cursul n-a fost tare hoț, nu i-a făcut copii fără soț. Dar Vulpița e însărcinată. A dat veste Viorel că Vulpița e însărcinată. Într-o lună și 7 săptămâni. Bă, cât de prost să fii. Într-o lună și 7 săptămâni. Nu putea zice în 2 luni și 2 săptămâni? Sau 3 săptămâni, hai să zicem acolo, așa? Nu, bă. Mama ratingului e mereu gravidă. Acum să-i lăsăm pe ăștia efemeri și trecători cu ale lor, să spunem că la vârsta de 100 și un an, domnul colonel Emil Vețeleanu a părăsit această lume, sigur pentru o lume mai bună. Știți, colonelul ăla, săracul care a luptat la Cotul Donului și când a fost în 2019, în 2018, cred că serbarea Unirii, toți dădeau mâna cu potentații zilei. Și el, săracul, stătea cu un drapel acolo, mână, patriot până măduva oaselor. După aia, după ce s-a făcut un pic de tantam, a fost băgat în seamă, a fost făcut cetățean de onoare.
să ne mai aducem aminte și de oamenii care merită și care au făcut ceva pentru această țară. Că e ușor să cânți imnul, e ușor să-ți afișezi steagul pe mașină sau pe casă, dar când e de arătat în adevărat acest aspect,